Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta moneda de 50 franci cu inițialele IEOM. Emitentă Polinezia franceză pe perioada teritoriului francez de peste mări și a colectivității franceze de peste mări. Monedă de circulație standard între anii 1975-2005, compoziție nichel, greutate 15 grame, diametru 33 de mm, grosimea 2,35 de mm, formă rotundă, orientarea liniere monedă, sus, jos. Demonetizată la 30 noiembrie 2022. Pe avers avem bustul lui Marianne cu privirea la stângă, înscrisul Republica Franceză. În dreapta avem inițialele R. Joly, gravor Raymond Joly. Sub bust avem literele IEOM și data monedei. Pe verso avem denumirea monedei deasupra portului Morea, un peisaj frumos cu un munte pe fundal, o șalupă sau hidroavion, o casă cu ponton de acostare și palmier stânga-dreapta. Înscrierea Polinezia franceză. În stânga jos avem GA, gravor Alex Guzman Nageote. În dreapta avem sigla delfinului a lui Emile Rousseau, gravor general de monede, Monede Paris, și marca monetăriei Monede Paris, Franța. Acestea două ar fi. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 1991. Este produsă într-un număr de 300.000 de bucăți. Are o valoare nominală de $3.30. Se găsește la vânzare cu valori cuprinse între $5 și $50. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!